Încă o dată vă spun bună seara la o nouă emisiune, Teologia în Actualitate, din studioul ProDonces Media. Vă salut pe toți, ne bucurăm că ne urmăriți pe Facebook. Sper că emisiunile care le-am realizat până în prezent au fost un beneficiu pentru toți cei care ne urmăriți. Încă de la început, atunci când am plecat la drum cu această emisiune, am lansat această emisiune, am spus că nu vom vorbi despre actualitate și teologie, ci vom vorbi despre teologie și actualitate. Nu vom încerca să teologizăm actualitatea, adică să forțăm realitatea aducând-o în lumina teologiei într-un mod forțat, ci ceea ce vom face este că vom lua învățătura Scripturii și o vom aduce pentru vremurile de astăzi. Așa vom face și în seara aceasta și ne vom uita la un subiect interesant, așa cum ați văzut deja în descrierea pe Facebook. Alegerile s-au terminat, votul s-a terminat, încă mai sunt contestații, alegeri. Noi nu suntem o emisiune de politică, dar în seara aceasta am vrea să vorbim dintr-o perspectivă teologică, anume despre teologia ascultării de autorități în cartea Epistola lui Pavel către Romani. Invitat în seara aceasta este domnul conferențiar, universitar, Sorin Sabou. Îi spunem bună seara, bine ați venit la emisiunea aceasta. Bună seara, mulțumesc! De fiecare dată când avem un invitat pentru prima dată, răspunde la câteva întrebări personale și mulțumesc celor care ne urmăresc că ne dau posibilitatea să cunoască nu doar despre subiect, ci și despre invitatul pe care îl avem, având în vedere că sunteți de peste ocean. Aș vrea să ne spuneți mai întâi câteva lucruri despre dumneavoastră, despre familie și despre slujirea pe care o faceți acolo. Mulțumesc cu mare plăcere. Așa cum ați aflat, numele meu este Sorin Sabou. Slujirea pe care o fac este o slujire combinată. Înainte de toate, sunt slujitor într-o biserică locală. Slujesc în zona orașului Chicago, în metropola Chicago, la Biserica Baptistă Română Elroy. Am început slujirea la biserică în anul 2006. Cu ajutorul lui Dumnezeu, până acum sunt păstorul acestei biserici. În paralel cu această slujire pastorală, am o slujire academică. Sunt implicat la școala noastră de teologie de la București, unde atunci când este posibil călătoresc, de obicei de două ori pe an. În cea mai mare parte, munca mea este la programul de învățământ la distanță, unde am o varietate de cursuri în ambele semestre. Sunt căsătorit, numele soției mele este Simona, de asemenea și ea este implicată în slujirea academică, slujirea teologică, atât la școala noastră de la București, cât și la un seminar teologic aici în Statele Unite. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două fete. Fata noastră cea mai mare este Andra, cea mai mică Dora. Mulțumim Domnului pentru amândouă, pentru toate binecuvântările și bucuriile pe care El le-a adus în casa noastră prin ele. De asemenea, aici în Statele Unite sunt implicat în diferite instituții academice, predând lucruri, cursuri în domeniile teologiei și eticii. La ce instituții, dacă se poate să ne spuneți? Sigur. Școala principală cu care sunt asociat aici în Statele Unite este Universitatea Liberty din Lynchburg, Virginia. Sunt cu cei de la Liberty încă din anul 2011 în programele lor de învățământ la distanță. Cursurile pe care le am la Liberty sunt cele de hermeneutică, greacă, diferite nivele, Noul Testament și etică.
De asemenea, sunt implicat în ultima vreme și în coordonare de teze de doctorat profesional în domeniul teologiei. Aici în Chicago sunt parte din echipa de profesori de la Institutul Biblic Moody. Cursurile pe care le am la Moody sunt atât în persoană, în campus, cât și online. Cursurile de introducere în filozofie și cel de biserică și cultură. Dacă ar fi să vorbim despre relația aceasta teologie și slujirea într-o instituție de teologie, cum ați primit chemarea aceasta de a fi un profesor de teologie, de a preda teologie? Este o chemare, este o profesie? Da, deci toate trebuie duse în urmă la hotărârea luată de a merge la o școală teologică. Această hotărâre a avut loc în anul 1990. Până atunci, în urma întoarcerii la Dumnezeu, în anul 1986, am slujit în adunările locale din zona în care locuiam atunci. Și mi-am dat seama destul de repede că este nevoie de o formare teologică pentru a face față la cerințele slujirii. Și așa am mers și am studiat teologia. Am studiat teologia la școala noastră de la Oradea, după care mi-am continuat studiile doctorale la Londra, iar apoi slujirea pastorală la Brașov și din anul 2000 slujire în învățământul teologic la Institutul nostru de la București. Această implicare în educația teologică are aceste două componente. Este o implicare care face parte din viață. Ceea ce fac se învârte în jurul slujirii din biserică și din școală. Este ceva făcut cu pasiune, cu toată inima, și când lucrurile stau așa, Dumnezeu găsește oportunitatea cea mai potrivită, la momentul potrivit, pentru a intra într-o astfel de echipă de slujire. Așa a venit în cazul meu, așa a desfășurat Dumnezeu lucrurile în cazul meu. Pregătirea teologică dusă la nivelele la care se așteaptă, după care deschiderea unei oportunități pentru a putea fi parte dintr-un colectiv de teologi. Și așa sunt cu colegii mei de la București din anul 2000 până în ziua de astăzi. Felicitări pentru credincioșie, felicitări pentru tot ceea ce Dumnezeu v-a ajutat să faceți. Aș vrea să trecem la tema emisiunii de astăzi și v-am invitat pentru că aveți o legătură mai apropiată, aș spune, cu Cartea Romani. Nu vom discuta chiar subiectul care, din câte am înțeles, este mult, mult mai apropiat, și anume capitolele 6, 7 și 8, în discuția noastră, dar vom discuta despre capitolul 13. Dar înainte de a ajunge la discuția despre capitolul 13, aș vrea să vă întreb care este tema acestei cărți și cui se adresează cartea, ca să avem o privire de ansamblu asupra cărții. Desigur. Epistola către Romani este cea mai sistematizată dintre epistolele Apostolului Pavel. Știm, este general acceptat faptul că o scrisoare este un document ocazional. Undeva s-a întâmplat ceva și Apostolul Pavel este solicitat pentru a oferi o soluție. El este consultat în privința aceasta. Epistola către Romani are un caracter distinct la acest punct, pentru că cei de la Roma nu i-au solicitat scrisoarea. Este inițiativa lui de a le trimite această scrisoare, o trimite prin Phoebe, care era diaconița bisericii din Kenkrea.
Aceste lucruri se întâmplă în anul 57 cu următorul scop. Apostolul Pavel are din partea lui Dumnezeu dorința de a duce Evanghelia până în Spania. Și biserica pe care o avem, biserica principală, cel mai la apus la vremea aceea, este biserica din Roma, sau mai bine zis, credincioșii din Roma, care sunt în diferite adunări de casă în metropola de atunci, capitala Imperiului Roman. Așadar, această scrisoare are acest aspect ambasadorial. Apostolul Pavel își prezintă Evanghelia pe care o predică, pentru ca ei să vadă caracterul ei veritabil, autentic, și pe baza acestei prezentări, el le solicită sprijin misionar pentru lucrarea pe care vrea să o facă până în Spania. De aceea avem această sistematizare a mesajului creștin, a Evangheliei lui Dumnezeu, într-un mod unic în toate epistolele lui Pavel. Tema acestei scrisori se află în capitolul 1, versetele 16-17. O temă pe care o enunțăm în felul următor. Lui Pavel nu este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că această Evanghelie este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Lucrurile stau așa pentru că în Evanghelia lui Hristos se descoperă dreptatea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Aceasta este tema pe care Apostolul Pavel o dezbate în epistola către Romani. O teză pe care o demonstrează cu ajutorul a patru dovezi. Prima dovadă în primele patru capitole, cea de-a doua de la capitolul 5 la capitolul 8, cea de-a treia de la capitolul 9 la capitolul 11 și ultima dovadă de la capitolul 12 la 15. Deci textul nostru, Roman 13, va fi parte din ultima dintre aceste patru dovezi pe care le avem pentru sprijinirea acestei teze a Evangheliei lui Hristos ca fiind puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. În linii mari, vă rog. Ce ați putea să ne spuneți despre Roma de atunci și despre Imperiul Roman? Pentru că discutăm de Evanghelie, am adus ideea de ambasadori în discuția acestei cărți. Biserica era acolo, în Roma. Cum era Roma? Ce știm despre asta, despre Imperiul Roman? Cel mai probabil este faptul că epistola către Romani este scrisă în anul 57. La acel moment, în Roma, împărat este Nero. Nero își începe domnia în anul 54, domnește până în anul 68. Imediat avem o reacție adversă când auzim numele acestui împărat. Un împărat cunoscut pentru relele pe care le-a făcut, pentru cruzimea de care a dat dovadă. Dar trebuie lucrat cu nuanțe aici. Despre ce este vorba? Între anii 54 și 59, domnia lui Nero nu a fost o domnie rea. Atâta timp cât el a ținut seamă de sfaturile bune, în special cele date de Seneca, împărăția lui, domnia lui, atitudinea lui a fost una așa normală, fără tensiuni și fără cruzime. Știm cum a ajuns el împărat. Mama lui, Agripina, s-a căsătorit cu Claudiu, cu împăratul Claudiu. Acesta moare subit în anul 54. Ea a reușit să-și împingă propriul fiu pe Nero, în defavoarea lui Britannicus, fiul lui Claudiu. Și Nero la acel moment avea 17 ani. Așadar, la nivelul anului 57, împărat este Roma,
Împărat la Roma este Nero. Situația este destul de bună, de aceea nu suntem surprinși de felul în care Apostolul Pavel vorbește despre stăpânire la acel moment. Asta înseamnă că o atitudine foarte pozitivă. Asta înseamnă că, deja intrăm în capitolul 13, asta înseamnă că, într-un fel, justifică scrierea lui Pavel, textul acesta, modul în care Pavel abordează problema stăpânirii? Să răspund la această întrebare, făcând trimitere la un precedent. Noi știm ce s-a întâmplat cu evreii din Roma 10 ani mai înainte. Cum ei au fost excluși, izgoniți din Roma de către Claudiu, pentru că în sinagogi au fost tensiuni, și aflăm de la Suetoniu lucrul acesta, din cauza unuia pe nume Crestus. Cel mai probabil Suetoniu scrie numele lui Hristos greșit. Evreii au tensiuni între ei din cauza învățăturilor evreilor creștini care îl proclamau pe Iisus ca fiind Mesia cel promis. Apostolul Pavel a văzut problemele create de acele tensiuni interne în sinagogă, probleme care au dus la izgonirea evreilor din Roma, iar el acum, probabil, caută să tempereze astfel de lucruri și să le aducă aminte faptul că pacea romană este un lucru bun care nu trebuie în niciun fel tulburat. Și astfel ei să poată continua să rămână în Roma, să fie o mărturie bună în Roma, dar nu o mărturie care aduce tensiune în cetate. În primele două versete din capitolul 13 sunt puse în contrast două atitudini, supunere și împotrivire față de autorități. Cum ați defini supunerea în lumina textului acesta și a cărții romane? La acest punct trebuie să subliniem următorul aspect. Argumentul apostolului Pavel este un argument teologic. El ne spune că orice stăpânire vine de la Dumnezeu și oricine trebuie să fie supus stăpânirii. De asemenea, el ne spune că orice stăpânire face parte din rânduiala lui Dumnezeu în lume. Inclusiv Imperiul Roman cu toți împărații care s-au perindat. Așadar, supunerea față de această stăpânire care vine de la Dumnezeu este reacția normală a tuturor oamenilor. Acest argument este în principal un argument teologic. El oferă ulterior două motive pentru această ascultare. Această supunere, unul este motivul fricii, celălalt este motivul conștiinței, dar ajungem la astea ulterior. La acest punct, trebuie să subliniem faptul că în această lume, pentru ca oamenii să aibă parte de protecție, pentru ca cei răi să nu nimicească pe cei buni, avem aceste structuri de autoritate care sunt de la Dumnezeu, trebuie respectate, trebuie sprijinite pentru binele tuturor. Din această perspectivă, am putea să spunem că a te supune înseamnă, de fapt, să nu te revolți față de stăpâniri? Deci, în ce privește împotrivirea, revolta, poporul lui Dumnezeu, creștinii, au această chemare de a fi de partea binelui. Cât atârnă de ei, trebuie să trăiască în pace cu toți oamenii.
Acesta este un text anterior în Epistola către Romani, dacă citim, îl găsim în capitolul 12. Și în lumina acelui principiu scrie Apostolul Pavel ceea ce avem în capitolul 13. Așadar, împotrivirea, revolta, nu vor face parte în mod normal din comportamentul creștin. Putem avea împotrivire în condiții extreme, deosebit de specifice, dar acestea nu le avem la acest moment. De exemplu, în România, în urmă cu ceva ani, fără să discutăm, să intrăm în dimensiunea politică, a fost foarte multe proteste legate de democrație, statul de drept, credincioși care au ieșit în stradă, au protestat în Piața Victoriei. Probabil că același lucru aveți și în America. În această perspectivă, vedeți că este această acțiune acestor credincioși este... nu s-ar încadra în ceea ce textul acesta spune despre supunere? Felul în care înțeleg protestul ca și formă de angajament civic și politic, protestul este o formă legală, atâta timp cât nu devine violent, cât nu devine destructiv, și pe baza istoriei adesea este de succes, dar nu așa stau lucrurile întotdeauna. Avem formă de protest pașnic. În Statele Unite îl avem pe Martin Luther King ca fiind păstorul baptist care a fost un element deosebit de important pentru rezolvarea problemei rasiale. Un om care și-a împărtășit visul cu o întreagă națiune pentru a restaura cât se poate de bine egalitatea, demnitatea tuturor oamenilor, drepturi egale în fața legii. Deci există împrejurări în care protestul pașnic poate fi o formă de comportament, inclusiv din partea creștinilor. Și asta n-ar trebui, asta n-ar trebui interpretată neapărat ca o împotrivire în sensul textului de aici? Ce ar fi? Nu. Și să spun de ce. Orice stăpânire la un anumit moment se strică. Noi știm... Și asta este probat de-a lungul istoriei, în cele din urmă, puterea corupe și stăpânirea are comportament tiranic. Și atunci există astfel de împrejurări, de acțiuni care au un caracter normal, protestul pașnic pentru a ne exprima dezacordul cu direcția în care a luat-o stăpânirea. În ultimii ani de domnia lui Nero se întâmplă exact același lucru, nu atât de mult din partea creștinilor de atunci, care era un grup neînsemnat, cât din partea celorlalți din structurile de autoritate. După ce am definit aceste două concepte, supunere și împotrivire, și am încercat să înțelegem mai bine ce înseamnă, de fapt, atitudinea de supunere și de împotrivire, aș vrea dacă se poate să lămurim și conceptul acesta de orice stăpânire a fost rânduită de Dumnezeu. Ce înseamnă această rânduire de Dumnezeu? Dumnezeu a impus-o? Cum se împacă democrația, votul cetățenilor cu rânduiala lui Dumnezeu? Cum am putea ce am putea să spunem despre acest lucru? În învățătura creștină, noi avem conceptul domniei lui Dumnezeu asupra creației sale. El este un domn suveran și în creația lui lucrurile se întâmplă întotdeauna în perimetrul domniei sale, al suveranității sale.
Desigur, noi de aici, de jos, cu abilitățile pe care le avem și cu lucrurile pe care le cunoaștem, noi nu întotdeauna putem explica felul în care domnia lui se integrează cu alegerile noastre. Dar știm, pe baza mărturiei Scripturii, că Domnul în cele din urmă este cel care pune pe împărați. Și aici putem da exemplele cele mai extreme. Putem vorbi de cazul lui Nebucadnețar și toți ceilalți. Îl avem pe profetul Daniel, care și vorbește în felul acesta. Și împăratul rămâne conducător atâta timp cât vrea Dumnezeu. În societățile contemporane avem instituția votului ca o instituție fundamentală prin care noi ne exprimăm participarea la viața cetății. Acest vot este fundamental, trebuie să-l exercităm ori de câte ori avem ocazia și ni se solicită. Este principala noastră pârghie de a ne spune punctul de vedere în ce privește conducerea localității noastre, a județului nostru, a țării noastre. Și trebuie să facem lucrul acesta. Știm în final că cel care ajunge să fie conducător pentru o anumită vreme este acela pe care Dumnezeu l-a intenționat. Cum explicăm acest lucru? De cele mai multe ori nu putem, nu avem suficientă informație să aducem logic lucrurile acestea. Este o afirmație a credinței pe baza a ceea ce noi știm despre Dumnezeu. Când ne uităm înapoi, înțelegem mai mult și vedem de ce pentru o anumită perioadă, într-un anumit loc, a fost un anumit conducător, iar momentul în care s-a schimbat, cum s-a ajuns acolo și ce a urmat după. În prezent, afirmăm lucrurile acestea pe baza a ceea ce ni se descoperă în Scriptură, dar nu putem explica de fiecare dată detaliile. Pus împreună ideea aceasta, a fost rânduit de Dumnezeu, autoritatea a fost rânduită de Dumnezeu cu ideea de împotrivire, foarte interesant, apare și în textul 5, versetul 2, dar și în versetul 1, atunci am putea spune că cineva care se împotrivește autorității, se împotrivește rânduielii date de Dumnezeu? Deci, în principiu răspunsul este da. Pe baza la ce avem în Roman 13, primele două versete, această împotrivire este o împotrivire față de ceea ce a rânduit Dumnezeu. În același timp mai trebuie să mai spunem altceva. Un om așezat în autoritate, la început, e un om care își face datoria și își împlinește menirea. Ulterior, acea poziție de stăpânire îl corupe, îl strică și atunci împotrivirea față de el nu mai este o împotrivire față de Dumnezeu. Așadar, nuanțând răspunsul, atâta timp cât împăratul este bun, împotrivirea mea față de el este o împotrivire față de Dumnezeu. Când împăratul se face rău, împotrivirea mea față de el nu mai este o împotrivire față de Dumnezeu. În felul acesta am putea nuanța noi de aici, de jos, de la nivelul omului, cum stau lucrurile. Pentru că între creștini creștinii au fost divizați în capitolul acesta, spunând adeseori când s-a realizat o împotrivire că această împotrivire nu este legitimă. Noi ar trebui să acceptăm orice, oricând, în orice situație, în orice context din partea autorităților statului. Și deci am pus și întrebarea aceasta. Nu, deci este o întrebare perenă, întotdeauna de mare actualitate. Și noi avem exemple în Scriptură de oameni ai lui Dumnezeu, care atâta timp cât împăratul e bun și face ceea ce trebuie, omul Dumnezeu este acolo de partea lui.
fac din nou trimitere la cartea lui Daniel. Când împăratul se poartă rău, Daniel nu-l mai ascultă. Când împăratul dă hotărâri rele, Daniel nu le mai ascultă. Și avem această atitudine activă prin care omul Dumnezeu spune nu. Și când are ocazia să vorbească direct cu împăratul, el le spune și acestuia într-un mod clar, civilizat, dar fără frică. Când Dumnezeu a rânduit aceste autorități, Apostolul Pavel în Roman ne spune de ce le-a rânduit și aș vrea să discutăm puțin despre scopul, de ce lasă Dumnezeu aceste autorități. Este menționat aici rolul acestor autorități și probabil că în această perspectivă am putea să considerăm și poziția noastră față de autorități dacă ele își împlinesc acest rol. Ce puteți să ne spuneți despre rolul acestor autorități publice? Da, Apostolul Pavel definește într-un mod cuprinzător scopul acestor autorități, acela fiind binele nostru, un bine comun. Și știm că la vremea respectivă romanii au dat dovadă de lucrul acesta. Pacea romană a fost una dintre principalele lor realizări, Roma fiind imperiu care restaurează ordinea, care face viața mai bună, este o rânduire care restaurează ordinea, care aduce pacea, care încurajează dezvoltarea, oamenii pot călători, își desfășoară activitățile într-un mod mult, mult mai bine decât în alte vremuri. Deci binele oamenilor este scopul acestor stăpâniri. Acum, dacă intrăm puțin mai adânc în lucruri de care țin de filozofia politică, este cunoscut faptul că din cele mai vechi timpuri, oamenii, cunoscând natura omului predispusă la violență, și-au dat seama de vreme că fără organizare, fără legi, umanitatea nu poate supraviețui. Și atunci, prin extensie, avem toate aceste modalități de organizare, în cazul nostru, la nivelul secolului I, o organizare imperială, pentru a oferi acest bine comun de care umanitatea are nevoie pentru supraviețuire. În termeni foarte succinți, la vremea aceea a fost binele păcii, binele protecției și în acest context larg al siguranței oferite de armata romană, oamenii și-au putut desfășura activitatea, și-au putut trăi viața. Deci putem spune că atunci când o autoritate nu mai acționează în binele celor care l-au votat, i-au votat, în binele, în scopul de a împlini binele poporului, atunci, de fapt, ea iese cumva din intenția și perimetrul pe care Dumnezeu l-a trasat pentru acea autoritate. Și acest lucru face ca, într-un fel, să fie legitimată împotrivirea față de autoritate până la o anumită, într-o anumită măsură, așa cum ați prezentat. Am fost asaltat în ultima perioadă și cred că și în America ați avut dezbateri pe tema aceasta a binelui și de la cele mai simple lucruri până la cele mai complexe, de exemplu, de ce purtăm măști, de ce port o mască, de ce ascult de autoritate când mi s-a cerut să purtăm măști
este lucrul ăsta spre binele nostru, nu este spre binele nostru, de ce respectăm interdicțiile pe care autoritățile le-au pus bisericilor, este spre binele nostru, nu? Și au fost tot felul de dezbateri pe această temă, credincioșii devenind așa cumva niște oameni ai curajului, și mie se pare că există așa o teologie a eroismului pe care noi avem, vrem să fim eroi, credincioșii care luptăm pentru adevăr. Cum vedeți aceste atitudini în raport cu ideea aceasta a binelui, a ideea de supunere față de autoritate? Acum, este cunoscut faptul că atitudinea celor care sunt în sfera politică, conducătorul de astăzi, în special conducătorul secular, nu va scăpa nici o criză și să nu o folosească în foarte multe feluri. Adesea, felurile respective vor fi pentru a-și promova propria agendă. În cazul nostru, bisericile au fost închise și etichetate ca și instituții neesențiale. Vorbesc pe baza experienței noastre de aici, din statul Illinois, de la Chicago. Hotărârile guvernatorului nostru au fost printre cele mai restrictive. Aceste hotărâri au fost date în contextul în care, în Statele Unite, dreptul de a te aduna în scop religios este un drept constituțional pe care nu-l poate lua nimeni. Este inalienabil. Bisericile au înțeles că și în România este bisericile... la fel. În lege. Bun. În lege. Bisericile au înțeles că este o problemă medicală și au căutat să facă tot ce pot pentru protecția membrilor ei. Și din 15 martie, când s-au închis bisericile, a trecut o lună, două luni, dar la jumătatea lunii mai, un grup de păstori români ne-am întâlnit cu cei de la Liberty Council, unde avem din nou un român, un avocat român, și am scris o scrisoare guvernatorului prin care cerem ca biserica să fie trecută în rândul instituțiilor esențiale. A fost o discuție lungă, este cunoscută, în cele din urmă acest lucru s-a întâmplat, dar a fost o formă de protest pe cale legală pentru redeschiderea bisericilor în perimetrul trasat de către medici. Avem nevoie să stăm la distanță, avem nevoie de o practicare a igienei la modul cel mai clar, masca atunci când este nevoie, și pe 13 mai s-au redeschis bisericile. Dar lucrul acesta a fost dat numai datorită unui protest. Altfel, acesta ar fi fost dat mult, mult, mult mai târziu. Desigur, păstorul, bordul bisericii vrea binele poporului și îl vrea, putem spune, și mai mult decât îl vrea primarul sau guvernatorul sau președintele sau oricine altcineva. Pe baza a ceea ce știm despre felul în care se răspândește această molimă, pe baza a ceea acționăm, dar respectarea libertății religioase este la fel de importantă ca și sănătatea noastră. Uneori putem spune că este cel puțin la fel de importantă. Și am acționat în felul acesta. Legat de argumentele pe care Apostolul Pavel le aduce pentru a fi supuși autorităților, am survolat, am discutat despre supunere și împotrivire, despre scopul pentru care există autoritățile, și interesant este claritatea cu care Apostolul Pavel ne explică aici această idee de bine și rău, de protecția binelui.
Care ar fi argumentele teologice pe care Pavel le folosește în Romani pentru a le spune credincioșilor, avându-l ca împărat pe Nero, și a le spune, fiți supuși autorităților? Ceea ce avem în Epistola către Romani, capitolul 13, se dovedește a fi providențial și salvator în decada care urmează. Noi știm că în anii 66-67, deci aproximativ la 90 ani după ce Apostolul Pavel scrie Epistola către Romani, textul nostru, Romani 13, se pornește războiul evreilor împotriva romanilor. Un război pornit în special de către zeloții dintre evrei. Știu, contextul a fost complex, Roma a avut partea ei de vină, evreii au avut partea lor. În cele din urmă se pornește războiul, care duce din nou la eliminarea statului poporului Israel ca entitate politică. Dacă Roman 13, principiile din Roman 13, ar fi fost aplicate de către evreii din secolul I, din decada a VI-a, ei nu și-ar fi pierdut poporul, dar l-au pierdut în cele din urmă, pentru că ai o împotrivire care duce la rău, o împotrivire care nu este pentru binele poporului, pentru pacea poporului, și în felul acesta ei au pierdut tot. Și-au pierdut poporul, au pierdut templul, au pierdut Ierusalimul și au fost împrăștiați până la mijlocul secolului al XX-lea. Deci neascultarea de principiul ăsta s-a avut repercursiuni evidente pentru poporul lui Dumnezeu. Exact, exact, exact. Dacă mergem mai adânc în textul din Roman 13, el spune, făcând așa un fel de dialog cu un personaj imaginar, dacă faci binele, n-ai motive să-ți fie frică. Dar dacă faci rău, teme-te, pentru că acest slujitor al lui Dumnezeu poartă sabia și poartă sabia pentru menținerea păcii. Exact acest lucru nu s-a respectat și a dus în cele din urmă la această tragedie a distrugerii Ierusalimului, distrugerii templului, distrugerii poporului Israel. Dar tot aici, din partea apostolului Pavel, mai avem celălalt îndemn, din îndemnul cugetului. La nivelul conștiinței, omul trebuie să cântărească. Este spre bine, spre binele poporului, împotrivirea la care mă angajez sau nu? Cu alte cuvinte, care sunt motivațiile? Dacă sunt motivații de putere, dacă sunt motivații de răzbunare, ca un om al lui Dumnezeu, ar trebui să le dau la o parte imediat. Am nevoie să mă cercetez întotdeauna când pornesc pe un astfel de drum al împotrivirii. Deci e vorba despre o decizie lăundrică, cugetul nostru, despre ceea ce credem într-adevăr, și aceasta ar trebui să fie sursa și atitudinii noastre de supunere, dar și în acțiunea noastră de protest, dacă înțeleg bine. Acesta ar trebui să fie cugetul nostru, ar juca un rol important în deciziile acestea. Pentru că am văzut unii creștini care se scuză cumva în împotrivirea lor, eu lupt pentru dreptate, și argumentele sunt mai mult de natură legată de libertate decât legată de Scriptură, legată de dorințe individuale și realizări personale decât legate de o conștiință a binelui. Și unii maschează problema lor de caracter și o pun în ideea, domnule, eu lupt pentru bine. Dar am văzut mulți creștini care, de fapt, așa sunt revoltați
tot timpul. Și în familie, da, și în biserică, da, și în societate. Tensiunea și revolta sunt indicatori ai faptului că direcția pe care m-am pornit se poate să nu fie cea mai bună. Împotrivirea legitimă față de autoritate trebuie să fie o împotrivire pașnică, o împotrivire civilizată, o împotrivire pentru binele poporului, o împotrivire care am verificat-o la nivelul cugetului, a conștiinței. Mi-am verificat motivațiile și ele nu sunt motivații egoiste, ele nu sunt motivații personale, nu sunt motivații răzbunătoare. Cei din autoritate s-au stricat, au încălcat ceea ce trebuie să respecte și eu îmi manifest, îmi comunic această împotrivire. Și există căi legale pentru acest lucru. În momentul în care nu merg pe drumul acesta, împotrivirea mea devine suspectă. Deci frica și cugetul joacă un rol decisiv în acest argument al supunerii față de autorități. Și Apostolul Pavel continuă aici ceva și legat de taxe. Știu că nu ne-am planificat să discutăm despre dări în seara aceasta, dar neapărat, dar cum ar trebui privită datoria noastră și financiară față de stat în lumina ceea ce am spus până acum? Apostolul Pavel încheie acest paragraf până la versetul 7 cu o trimitere la a da tuturor tot ceea ce ești dator. Și înțelegem datoria aici în termenii răspunderilor civile. Între răspunderile noastre civile avem răspunderea de a ne plăti taxele, de a plăti vama când mergem dintr-o parte în alta. De asemenea, avem răspunderea de a respecta pe cei în autoritate, de a cinsti pe cei în autoritate. Lucrurile acestea sunt de asemenea deosebite dinamice. Sunt vremuri în care taxele sunt pertinente, sunt cum se cade. Și nu sunt vremuri care sunt vremurile acelea. Eu n-am prins vremurile acelea, probabil că... Dacă acestea nu sunt așa, atunci trebuie inițiative prin care acestea să ajungă să fie așa. Noi știm că rămânerea noastră într-un anumit loc constituie consimțământul pentru regulile acelui loc, la momentul acela. Ele se pot schimba și atunci și atitudinea noastră se schimbă. De aceea este așa de util faptul că la acești termeni de 4 ani sau 5 ani pe diferite poziții, noi avem șansa de a schimba conducătorii. Pentru că regulile aduse de cei care au fost și au încălcat perimetrul și lucrurile trebuie rectificate și atunci ni se oferă această posibilitate. Dar este datoria noastră să ne achităm de plata acestor impozite, vămi și alte tipuri de angajamente financiare. Deci suntem datori să respectăm tot ceea ce, din punct de vedere civil, legal, vine din partea autorităților în anumite limite. Pavel nu vorbește aici în mod direct despre limite, până acolo. Sunt alte texte care ar pune în lumină poate mai bine ideea până în punctul în care ascultarea de Dumnezeu să nu-ți fie încălcată, limitată, mărginită.
Cum vedeți faptul acesta că apostolul nu vorbește despre limite în textul acesta în mod direct? Așa este. Unul dintre motive pentru care s-ar putea să nu o facă este dorința lui Pavel de a-i sprijini pe negustorii creștini, evrei creștini din Roma, care au primit permisiunea la începutul anilor 50 de a se întoarce în Roma. Roma este un loc foarte lucrativ. Cu cât cetatea este mai mare, în cazul de față este cetatea de frunte din Imperiul Roman, cu atât oportunitățile de muncă sunt mai mari. Iar dacă evreii au fost izgoniți și au fost reacceptați la începutul anilor 50, apostolul Pavel caută ca așa ceva să nu se mai întâmple și creștinii evrei să-și poată desfășura activitatea și într-un loc ca cel din Roma, într-un loc deosebit de lucrativ. Așa cum el a fost foarte doritor să planteze biserică la Corint, celălalt loc din Imperiul Roman deosebit de lucrativ. Noi știm că la vremea aceea primele trei cetăți din Imperiu erau Roma, Corintul și Alexandria. Și în două din acestea noi avem biserici. Apostolul Pavel duce Evanghelia în astfel de locuri prospere, locuri de putere și trebuie să fie o influență creștină în astfel de locuri, un loc în care creștinii să poată lucra și să poată fi o mărturie. Și el caută să arate că noi nu trebuie să venim cu impedimente nenecesare la aceste oportunități. Așa citesc. Prin asta el abordează dintr-o perspectivă, să o numim o etică situațională, adică Pavel nu vine cu alte elemente pentru că nu vrea să le facă rău creștinilor din Roma? Noi nu avem niciunde în Noul Testament cifre cu privire la rata impozitelor. Nu avem. Știm că existau abuzuri, de aceea în poporul evreu vameșii sunt așa de urâți, pentru că ei adună birurile pentru Roma și înțelegerea a fost, care este cunoscută, ei își adaugă partea lor peste ceea ce adună pentru Roma și această primejdie a lăcomiei este deosebit de mare și duce la ură și la ostracizarea vameșilor. Întotdeauna există abuzuri în ce privește impozitele. Apostolul Pavel nu operează cu numere, cu limite aici, pentru că el vrea ca mărturia și prezența creștină în Roma să nu fie în pericol. Cu toate acestea, în anul 64, când Nero dă foc la Roma, vinovații sunt creștinii. Există acest preț pe care ei îl plătesc pe nedrept, nu ei sunt vinovați pentru incendiu din Roma, ci Nero însuși. În final, lucrul acesta se întoarce împotriva lui și în anul 68 el este forțat să se sinucidă. Toate se întorc și se restaurează dreptatea înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dar nu avem, revenind la impozite, nu avem cifre din partea apostolului Pavel. Da, legat de limita de supunere față de autorități, limita în supunere față de autorități, există limite impuse de apostolul Pavel? Avem lucruri clare. Atâta timp cât stăpânirile nu mă împing la rău, nu mă împing la a dezonora pe Dumnezeu, nu mă împing la a lepăda de Hristos. Atâta timp cât nu se întâmplă lucrul acesta, respectul și ascultarea față de stăpânire rămâne în picioare. În momentul în care stăpânirile
trec de linia aceasta, atunci nesupunerea este răspunsul pe care trebuie să-l dau. Voi spune nu la ceea ce îmi cere stăpânirea și nu voi asculta. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să facem, să tragem câteva concluzii, și anume, cum ar trebui aplicat textul acesta astăzi? E greu de spus astăzi unde? În România, da, în America, într-o țară unde există un guvern dictatorial. Întrebarea mea este, ce ar trebui să facă un creștin față de autorități? Cum am putea să concluzionăm aspectul acesta? Să se împotrivească, să fie supus, când să fie supus și să facem cumva un rezumat a ceea ce am spus până acum. Exemplul practic cel mai potrivit este exemplul profetului Daniel. El este prins de război. El este dus în țara care a cucerit propria lui țară. El este între străini. Și acolo el caută să asculte de Dumnezeu și să asculte de împărat. Atâta timp cât aceste două tipuri de ascultare nu intră pe contrasens, ele pot coexista. Și este nevoie adesea de o atitudine proactivă. Și noi o găsim asta în cartea Daniel, în capitolul 1, când a fost vorba de lucrurile pe care le aveau la masă, ce anume trebuiau să mănânce. Ei aveau convingere evreiești, oameni care mănâncă anumite lucruri și nu alte lucruri. Și ei acolo solicită avem ilustrat, mi se pare că acolo este o ilustrare bună a textului de aici despre cuget. Da, exact. Da, așa este. Și lor li se oferă această posibilitate de a trăi potrivit cu propriile convingeri, care nu intră într-un mod sfidător, împotrivitor față de cerințele împăratului, față de ascultarea față de împărat. Oamenii, acei tineri îl ascultă, dar ei au aceste lucruri particulare în viețile lor și ei cer îngăduință. Nu se întâmplă la fel când ajungem ulterior în carte să construiești echipul mare în câmpia Dura și porunca de a te închina, de a te ruga înaintea acelui chip și a nu te ruga propriului tău Dumnezeu. Acela este momentul în care Daniel spune nu, își continuă rugăciunile în fiecare zi înspre Ierusalim. Deci, aceste două ascultări față de Dumnezeu și față de stăpânire pot coexista atâta timp cât stăpânirea nu caută să mă îndepărteze de Dumnezeu, nu caută să-mi ceară să mă leapăd de Dumnezeu, de Cel în care cred. Atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă, putem vedea o coexistență acestor două. Celălalt exemplu, tot din cartea lui Daniel, sunt prietenii lui Daniel care ajung în cuptorul aprins și exemplul lor constituie o mărturie, un exemplu de împotrivire directă, care este o împotrivire asumată, o împotrivire care duce la suferință. Da, avem o izbăvire miraculoasă a lor, Dumnezeu îi păzește și în cuptorul aprins. Mulțumesc mult pentru această concluzie. Este o concluzie care ar trebui să ne poarte pe fiecare dintre noi în aceste vremuri, indiferent în ce țară am fi sau în ce sistem am fi, ascultarea de Dumnezeu este prioritară și atunci când autoritățile ne împiedică să facem acest lucru, potrivit cu Scriptura, este dreptul nostru să le spunem că ne îngrădesc acest lucru. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost cu noi în această seară, la această emisiune, pentru clarificările istorico-teologice care le-ați adus. Toată lumea când citea textul acesta din Roman se gândea la Nero cel rău și nu la partea bună a lui Nero,
Și de aceea interpretarea textului avea uneori de suferit din această perspectivă. Nero cel rău a fost biserica supusă lui Dumnezeu și autorităților, chiar sub un împărat foarte, foarte rău ca și Nero, dar ne-ați adus o lumină foarte importantă în seara aceasta, și anume că n-a fost Nero tot timpul așa de rău. Și vă mulțumesc mult pentru că ați participat cu noi în seara aceasta. Cu plăcere. Seara aceasta mulțumim celor care ați fost cu noi, mulțumim pentru că ne-ați urmărit, ascultăm de autorități și ne rugăm ca Dumnezeu să facă din ele să fie acele autorități care urmăresc binele poporului, în așa fel încât noi să putem să ascultăm și să ne supunem lor în frică de Dumnezeu și în ascultare de ceea ce am învățat și în seara aceasta din acest capitol frumos, Roman, capitolul 13. Vă doresc o seară bună, vă aștept marți viitoare la o nouă emisiune și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze țara noastră, autoritățile din țara noastră și să le facă pe fiecare dintre ele, indiferent legat de sfera de autoritate pe care Dumnezeu le-a încredințat-o, să facă Dumnezeu ca să fie folositoare poporului, să lucreze pentru binele poporului. Vă doresc o seară bună tuturor!